Echipa de volei CSM Lugoj s-a impus clar pe teren propriu în fața unui adversar de tradiție, Dinamo București. Lugojencele au câștigat cu scorul de 3-1, pe seturi 25-16, 21-25, 25-19, respectiv 25-21. Prin acest succes, CSM Lugoj și-a luat revanșa după ce Dinamo a eliminat-o din Cupa României, trofeu pe care formația de pe Timiș l-a deținut. CSM Lugoj urcă pe podium, mai exact pe poziția 3 a clasamentului, însă o partidă a fost amânată, cea dintre CSU Voluntari și CSM Târgoviște. Diferența a făcut-o munca pe care am prestat-o în săptămâna asta și nu doar. Am muncit foarte mult și ne-am dorit să câștigăm 3 puncte foarte importante pentru noi de altfel. A contat și faptul că Dinamo v-a scos din cupă, v-a motivat lucrul ăsta în plus? Da, cu siguranță ne-a motivat foarte tare pentru că nu e ușor să treci peste chestia asta, să te scoată din cupă, nu e ușor. Și am vrut să demonstrăm că nu e chiar așa. A fost un meci foarte intens. Noi săptămâna asta, cum știți, primul antrenament s-a accidentat al Ionă Martiniuc. Silvia Popović nu a făcut ultimul 2 zile niciun antrenament, deci suntem în pansamente. N-am făcut niciun antrenament cu primele 6. Am luptat și în meciul asta, fetea asta noastră chiar a arătat caracterul.